Iată, ne aflăm la urmă cele mai importante sărbători ale ortodoxiei noastre, sărbătoarea aceasta Rosarului sau Bogorâtului cu Hristos. Și această sărbătoare este importantă prin faptul că Domnul nostru Hristos, după păcătuința făcută pentru ucenici, a trimis pe noi prin care să o duc, iată, întemeind de la acesta Biserica lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este una dintre cele trei persoane aceste trei. Este o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Și Duhul Sfânt îl regăsim în toate lucrările săvârșite în lume ale acestei trei. Deci, Duhul la nașterea Domnului nostru Hristos. Știți că vine că Duhul Sfânt se coboară aceste Sfânta Fecioară Maria, o umbrește, cum spune Scriptura, și odată cu coborârea Duhului Sfânt, deci ea, cubrirea din partea Părintului Ceresc, se dăvășește întrânsa în Fiul lui Dumnezeu. Apoi când Hristos Mântuitorul se arată mulțimii la Teofanie, adică la loc în casă, Duhul Sfânt, iată, se coboară în Fiul de Pământ. În toți cei 33 de ani și jumătate, când Hristos Mântuitorul a petrecut ca om dintre noi muritori, Duhul Sfânt a fost prezent în toate minunile pe care le-a făcut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea că Duhul Sfânt este nedespărțit în lucrările sale de Tatăl și de Fiul. Și putem spune că Duhul Sfânt este acela care, iată, ne face pe noi mădulari ai Bisericii lui Dumnezeu. Trebuie ca să mă scălbim ziua de naștere, iată, a Bisericii noastre. Vedeți dumneavoastră că Duhul Sfânt întemeiază mai întâi ce? Biserica. Și aici vreau să răspund o concepție total greșită a unora dintre așadici și creștini, pe care un părinte Grigorie Cristescu, era la interbelică, profesor de catehetică la Facultatea de Teologie de la Sibiu, spune că îi numea bibliolatrii. Adică sunt unii care au vrut să pună Biblia mai de sus de biserică. Este un lucru total greșit. Vedem că Duhul Sfânt la Ținecime nu întemeiază Biblia, ci biserică. Când apare Biblia, Biblia mai avea după aproape 4 secole de la întemeierea bisericii. Că la 370 și ceva apare Biblia. Cărțile Bibliei, adică cărțile Noului Testament, se scriu în perioade de cam 100 de ani. Deci, la mine, începând de la anul 54, în corpul Evangheliei și până la departe, până la ultima apocalipsă, până la anul 98, se scrie carte cu carte de Scriptură. Și bineînțeles că foarte multe dintre cărțile Scripturii s-au pierdut. Sfinții Apostoli nu și-au propus niciodată să constituiască Noul Testament. Vă avem noi astăzi. Ei nu s-au gândit așa ceva. Facem o Biblie, o să dăm la oameni ca să citească, să dăm din casă în casă. Nu s-au gândit cu nicio formă așa ceva. De ce au scris apostolii? Uităm cu atenție. În Evanghelia pentru Matei, ca putem și Teofilii s-a dus acestea, ca atunci, să știți, să scrieți pe acolo și mai departe. În Epistola către Corinteni, Apostolul Pavel, pentru că am vrut să fiu față către față, dar n-am putut spune Apostolul Pavel, pentru că era întemnițat, și atunci scris Epistola. Deci, iată, atunci când aveau posibilitatea apostolii să meargă într-o comunitate, sau să vorbească cu cineva față către față, atunci îi vedeau cu o scrisoare. Deci, Corinteni, trei scrisori, îi vede către Corinteni, una s-a pierdut, două au mai rămas. Una către Magnezeni, care nu mai există, alta către Galateni, alta către Coloseni, alta către Laodiceni, care nu mai există, dar doar spune că a existat deja pe epistolă, pentru că au fost, până când s-a constituit Noul Testament, și prea bine că au fost 300 de ani de frigoană, în care foarte multe cărți s-au ars, foarte multe dintre odoare bisericești, la fel la creștini confiscate, creștinii martirizați și mai departe. Și biserica, în momentul în care a început să intre în rândul ei și oamenii încreștinați din interes, după vremea apărării Moașului cel Mare, când
religia fișează în religie oficială de statul, ca și ea, fișind ca considerat necesar, numai prin banul, ca să adune și așa mai rămas din către scrisorile grada apostolică, spre a rămâne ca un document istoric, iată, din lucrarea Duhului Sfânt care a fost în biserică. Pentru că Scriptura este o parte din lucrarea Duhului Sfânt din biserică. Deci Hristos privează întâi biserica, a fi de cine? Apostolul încep să vorbească pentru că nu s-a apucat să scrie Biblia. A încep să cu atenție apostolii, al apostolul care a citit la liturghie. Că ce a făcut? După ce a făcut Duhul Sfânt, Sfântul Apostol Petru a ieșit în fața mulțimii și a început să vorbească, nu să scrie. Păi hai, să știu bine ce. Păi o carte, o epistolă. Nu. Ci pentru prima oară, Cuvântul Lui Dumnezeu se răspândește cum? Pe cale morală. Adică vorbim față de față. Explicăm. Duhul Sfânt se afla unde? Pe cine s-a apucat Duhul Sfânt așa de cine? Că atunci când vorbim de biserică, s-a temeat biserică, nu s-a temeat așa, ce, este o clădire, ceva? Eu știu așa, este o instituție oarecare sau cum s-a temeat biserica? Duhul Sfânt s-a apucat peste cine? Peste apostolul lui Dumnezeu. Deci, iată, ei au fost aceia prin care Hristos întemeiază biserica. Ei au fost aceia care Dumnezeu le-a dat înțelepciune și înțelepciune ca să tălcuiască Scripturile și ca să le explice mulțimii. Ei au fost aceia. Deci, practic, chiar ei sunt aceia, această comunitate a apostolilor, formează prima, putem spune, parohie creștină, ca să spunem așa. Prima comunitate creștină. Și această comunitate, iată, prin lucrarea Duhului Sfânt, avea menirea ca în lume să ducă Cuvântul lui Dumnezeu, avea menirea ca prin Sfintele Taine să incorporeze și pe alții în trupul tainic al Dumnezeu care este biserica. Pentru că noi nu putem să devenim membri al bisericii sau nu putem fi părtași ai trupului lui Hristos, care este biserica, decât numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Adică nu se poate. Deci Duhul Sfânt este acela care, atunci când ne afundăm în credință, când ne botezăm, ne curățește de păcatul strămoșesc, nu de păcate personale, nu de păcate, dar persoana este mai matură. Duhul Sfânt este acela care ne întărește ca să putem lucra după aceea. Să avem putere să lucrăm, duhovnicește, prin taina aceasta a mamei Rugini. Duhul Sfânt este acela care ne iartă păcatele în taina spovedaniei. Duhul Sfânt este acela care preface pâinea și vină cu trupul Sfântului Hristos pentru a ne putea noi în Dumnezeu, a ne uni cu Hristos. De aceea spune Scriptura că nimeni nu poate spune că Domnul este Hristos decât numai în Duhul Sfânt. Deci nu se poate. Deci, vedeți, lucrarea Duhului Sfânt a început de unde? Din biserică. Da? Sfânta Temia în biserică și de aici, astăzi Duhul Sfânt a lucrat prin ucenici, m-a spus prin cuvânt, prin slujirea Sfintelor Taine, convertind la creștin, făcut după aceea, iertând păcatele și așa mai departe, în felul acesta a mânăit biserica lui Dumnezeu. Credând posibilitatea oricărui creștin de față Pământul ca să poată în felul acesta să se mântuiască, pentru că oricare persoană, indiferent de vârstă, indiferent de naționalitate, devine mădular al Bisericii lui Hristos prin Duhul Sfânt. Adică prin Sfintele cu care am făcut Sfintele Taine. De aceea, iată, suntem datori ca să fim foarte atenți la această lucrare a lui Dumnezeu care trebuie să se sfârșească prin noi. Ne învață Sfinții Părinți următorul lucru. Dacă să sfârșim Sfintele Taine, dacă să sfârșim fapte bune, dacă să sfârșim fapte bune, oricât de mărite și impresionante ar fi ele, dacă nu avem umilință, dacă inima noastră este învârtoșată și nu este zdrobită, dacă nu ne-am umplut de smerenie, lucrarea Duhului Sfânt nu se află într-un mers. Sunt foarte mulți care se amăgesc cu o lucrare în aceasta doar exterioară.
Duhul Sfânt trebuie să vină, să devină lucrător în noi. Noi trebuie să ne arătăm în permanență statornici în credință. Și statornicia în credință se arată atunci când o persoană lucrează fapta bună în condiții neprielnice. Spun pentru vremurile pe care le trăim. Pentru că noi, ca să putem face fapta bună, așteptăm să avem în permanență condiții prielnice pentru a le face. Unii fac fapte mărețe. Unii dau din ofteri, fac fapte mari, ca să vă zic mai concret, pentru că au foarte mulți bani. Nu? Dar să faci din ofterii atunci când ai mai puțin bani. Sau să rupi din zicul tău necesar ca să faci din ofterii. Știți la mine, cu văduva Sofia, care a luat biserica de la Constantinopol, iată, a bracul leu. Ia un simplu braț de iarbă, că l-a luat mai mult. Asta înseamnă că ales în felul acesta că ești cu adevărat viu, statornic în credință, mădular în care lucrează Duhul Sfânt. Vezi noastră cum? Sfântul lucrează în om, ești sufletul nostru, aude prin ochii noștri. Asta prin urechile noastre, vede prin ochii noștri. Vorbește prin gura noastră, prin limba noastră. Așa este și cu Duhul Sfânt în biserică. Deci El lucrează prin mădurare care se arată că sunt vii. Da? Prin unii. În față, scripturile prin alții arată modelul de virtute, da? Prin alții modelul de mărturisire. Vedeți noastră? Unde sunt? Hai, medalul unde sunt? Unii sunt proroci, alții apostoli, alții profeți, alții doar de 4 minuni, cum de așa, apostol pare. Asta arată, din asta se arată că noi suntem vii. Dar dacă noi nu suntem vii, suntem morți. Nu lucrăm. Asta este semnul că Duhul Sfânt nu lucrează pentru noi. Și dacă Duhul Sfânt nu lucrează pentru noi, atunci înseamnă că nu avem în noi, iată, lucrătoare puterea Duhului Sfânt. Și înseamnă că pentru aceasta suntem vinovați în Tatăl lui Dumnezeu. Pentru că noi la Sfântul Dumnezeu puteți, fiecare dintre noi, am primit prin miluntire, puterea Duhului Sfânt. Adică puterea de a lucra fapta cea bună. Și această putere de a lucra fapta cea bună, în niciun caz, nu am înmulțit-o în noi. Nu am colaborat cu ea. De aceea suntem o durare moarte. Putem spune că biserica noastră sufere astăzi mai mult ca oricât de o boală cumplită. Majoritatea ortodoxilor noștri sunt spectator la viața bisericească. La slujbele bisericii. Nu sunt participanți, ci spectatori. Consideră astăzi mult biserica ca un loc nu de îndumnezeire, ci de socializare. De ce să văd dumneavoastră că sunt stăpâneate chiar și în biserici anumite partide, ca să putem așa, eu știu, mergem la mănăstirea cu tare, că acolo mă gândesc cu prietenii mei. Mergem la biserica cu tare, că acolo merg mai mulți tine. Mergem la biserica cu tare, că acolo merg, mă gândesc cu rudele mele. Nu acesta e scopul, de a socializa între noi, biserica. Noi la biserică mergem ca să ne îndumnezeim, să ne unim cu Hristos prin Sfintele Taine. Asta e scopul bisericii. Și o altă mare greșeală care fac foarte mult în doctea voștri. Au ajuns să-L pună în centrul vieții lor pe cine? Pe X sau Y preotul. Guru, popa. Au avut în biserică noastră o mulțime de preot guru. Guru cu tare. Guru cu tare. Vai, ce zice guru ăla? Guru, nimic. Păi aici s-a ajuns de aici, s-a ajuns în biserica noastră cu tot felul de fanatici din genul acesta, oameni care nu mai gândesc. Au tot felul de preoți astăzi care sunt puși mai pe sus de biserica lui Dumnezeu. Oamenii nu mai analizează astăzi. Păi ce spune cu tare? Ce zice cu tare? Mă mutam recent într-o conferință, un mare de unii pe aici, prin zonă, pe limba, prin pasturi, 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 prin p
chemate la televiziuni, cu presă, noi mari domnii care un limbar cu până grădeală, dă, mergi, mergi, gura mai ceva ca groata de șvedă. Dar când stai și te uiți în esență ce prostii spune și ce aberații, vorbea la un moment dat într-o emisiune la televiziune, între frații noștri, romano-catolici, dreapta credință romano-catolici. Cum adică dreapta credință romano-catolici? Să vezi ce fel de practici ca astfel de guru, puși de oameni în locul lui Dumnezeu. Spunea el, păi cum să nu adici un naș catolic la botez? Că doar nu suntem talibani, normal, dar nu e un naș catolic, dar doar că este sau de altă credință. Că poate că adică și protestanți, din ceea ce spunea el. Dar cu condiția să fie și un ortodox. Nu te căsești de asta în catolicismul ortodox. Că se poate adică și unul de altă credință numai dacă ești ortodox. Nu se găsesc, astfel de lucru. După aceea spunea și că dacă și că avut, vine cineva la mine și spune și că m-a încercat cu nașul copilului meu de botez. Că le-a pus nașul că mă întoarce botez. Că este respectivul guru, care are foarte mulți adepți. Și m-am uitat de ce, pentru că se vârșește lucrări din aceștia care nu sunt ale Duhului Fariseic. Și lucrări amăgitoare pentru că este banul și publicitate. Și spune și că nu e nimic dacă te încerca cu un nașul din botez. Alegeți tu o altă persoană care vrei tu să fie nașul copil. Au cum se alegi alt naș cu păsit copilul care ai botezat cu bani de tine. Vină cu el la mine, zice, o să citesc eu o rugăciune de mulțumire, o să-i spună crezul și va deveni la nașul copilului tău. Și am încercat să-i spun câți dau cinici cum ea astfel de dur, să spun, măi, omul, deci se poate corect ceea ce face opozitora, pentru că omul și călugă. Ar trebui să-și vadă de mănăstire, nu de, mă rog, de chestiunea ce pentru că botezul de cununie nu intră în rândeala călugărească. E rândeala fostul de mie. Grija aici a fostul de mie, nu a călugărul pentru așa ceva. Și aici o mare durere, că multe mănăstiri au urs astăzi și călugă să facă concurență în așa trage cât mai mulți clienți cu paruia. În loc să întărească paruia, nu știu cum să rupă pe cei mai buni creștini din paruie, își atragă la ei. Asta e scopul lor. E o mare durere, mănăstirea trebuie să sprijine paruia. Care nu-i invers. Noi nu suntem concurenți cu mănăstiri. Nu concurăm, în niciun caz. De niciun post. Noi ar trebui să fie, suntem cei doi plămâne bisericii, da? Care trebuie să ne sprijinim. Ei s-au retras în mănăstire, pentru că avem mărtie și cu viața lor austeră dusă, nu lux. Și prin viața lor domnicească înaltă, să sprijine lucrarea din parul ei. Acum e concurență, e invers. Nu știu cum să treacă. Hai, botezul la mănăstire, aia cum e la mănăstire. Vreau să facem noi cu popa, noi sunt mai tare, ca asta noi facem mai tare, și așa este. Dar pus, unde găsiți astfel de lucrări? Astea nu sunt lucrările lui Dumnezeu. Poate sunt amăgit. Și nu pot astfel de bani ca o să pună în centru vieții lor. E un astfel de preot în locul bisericii lui Dumnezeu, am văzut în bisericii, sunt pur și simplu ordiți. Și ce mai dureros, pentru că e mare durere pe noastră doamnă. Acești oameni vă spun cu toată sinceritatea și durerea. Cu toată râna lor. Cu toate frumurile lor care fac astfel de duhovnici. Se vor pierde. Pentru că ei nu îl au pe Hristos în inima lor, în niciun caz. Ei îl au pe preotul cu tare. Ăla e. Ce zice? Preotul ăsta e. Poate să spună toți Sfinții Părinți, de Domnul te ajută în biserică și orice îl spune. Ce spune el e așa, Domnule, nu contează. Asta e o mare greșeală. Sfântul Ioan Gurdeaur atenționa în cartea sa despre preoție, dar nu spunea următorul lucru. Este o mare greșeală ca preotul să săvârșească, să facă din oameni slugi ale lui, nu ucenici ale Hristos. E o mare greșeală, catastrofală. Acest preot îi duce pe oameni în idolatrie. Oamenii nu se mai încerc la Dumnezeu, ci la El. Dar e la persoană. Noi suntem niște umili slujitori al lui Dumnezeu care trebuie să mă aducem în față dumneavoastră cuvintele împărăției lui Dumnezeu. Trebuie ca prin zi trecant să o punem în legătură cu Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi.
Nu să vă transformăm pe unii sau alții în slujitorii noștri. Cu nicio formă. Așa. De o mare greșeală. Catastrofal. Și acest om se va trezi la judecată că va spune Hristos. Păi eu, după învățătura mea, tu nu te-ai ghidat după Dumnezeu. Te-ai ghidat după învățătura lui Guru, eu, cu putare, care nu era conformă cu învățătura mea. Și când cineva te-a atenționat de faptul că învățătura respectivă nu este conform cu învățătura mea, tu pe mine m-ai respins și m-ai gândit și l-ai cinstit pe Dumnezeu. El să te mântuiască dacă poate. Și el nu o să se poată mântui nici pe dânsul pe acesta. Nu știu de dat. Nici măcar pe dânsul va putea să se mântuiască. Vă dați bine de seamă după mine. E ceva spus de foarte multe ori. Deci, ca pe divinitate, chiar însăși, prin necumunități creștine cu șipoindenii, atunci când din nou învățătură, verificau scripturile, adică, care scripturile erau pe atunci? Nu era Noul Testament. Că apare mult mai târziu decât de a fost în fabă scriptura asta în fiți de necumunități. Verificau scripturile Vechiul Testament. Profețiile, se vadă dacă conform profețiilor, cel pe care vedea apostolul Pavel este într-adevăr Mesia de într-o parte. Deci verificau pe scripturile, se vadă dacă este așa. Deci aveau frică, nu se încredeau în om. Și în lucrarea lui Dumnezeu prin om. Așa trebuie să faci toată lucrarea lui Dumnezeu cu primiți. Nu persoana, pentru că foarte mulți erau simpatii chiar și în biserică. Nu-mi place că o scutare, nu-mi place cu tare, nu-mi place cu tare. Ăla nu știu cum, ăla nu știu ce. Nu trebuie să-ți facă de prea. Asta e problema asta. Cum arată sau cum e îmbrăcat sau că e blond, că e brunet, că e înalt, că e slab, că e gras, toate te interesează pe tine. Pe tine te interesează învățătura. Să fie învățătura cu comunitate, cu învățătura bisericii. Asta te interesează. Asta te mântuiește pe tine. Să fie taină, săvârșită, cu o încălzirea bisericească. Ca să te poată bună, să te curățească de păcate, să te poată, eu știu, să te pui în legătură cu Dumnezeu și chiar să te îndumnezeiască, să te unească. Pentru că prin Sfânta Părtășanie ne unim cu Iisus Dumnezeu. Asta e interesat de mine. Nu celelalte lucruri cu care sunt amănunțit. Noi de foarte multe ori gândim strâmb omenește și ne împinacise de către noastre, de fapt, fie ne împotrivim lucrării Duhului Sfânt, fie ne abatem, iată, sau chiar mergem să legăm lucrarea cu Duhului Sfânt. Că atât de pentru că trăim și într-o perioadă raționalistă. E foarte multe pace. O perioadă în care omul caută cu mintea să înțeleagă mai mult decât tot ceea ce a trebuit să înțeleagă cu inima. De chiar de dată că sunt explicat și zice astăzi omul caută, de fapt, și nu are explicat, dar sunt mai mult teorii goale explicate cu chipse pentru tot ceea ce este chiar Duhul de Cer. De aceea spune că omul nu mai crede în lucrările Duhului Sfânt, nu mai crede în minuni. Eu vă dau două mici exemple. Ce spun raționaliștii despre aghiazma? Eu că eu tu, cu bagă, în aghiazma cu cea de argint, drână cu busuiocul, se produce o reacție chimică și din cauza aceasta nu se strică apa. Și de ce voi că e aghiazma? Păi, și până unii duce capul, să spun. Aducă de majoritatea deoarecă când săbușesc eu la bucătează, o să-mi fac. Fac cu cruce de lemn. Și cu cruce de lemn. Ca să o fac în adică. Nici măcar nu avem la biserică cruce de lemn. Deci nu avem. Ceea care este. Adică e geilos. Nu de așa. Da? Deci este o mare explicare. Când omul nu mai crede, nu crede în Dumnezeu. Au să spună asta, păi da, Sfintele noastre știm, mă, le-am văzut, că acum cu euri, și cu putare, cu conservanții care sunt, sau că se nu spune din America, o grămadă de bot care sunt necutriți. Care ar fi Sfinte Moaște. Că noi nu avem Sfinte Moaște încât de la început, la Sfântul Ignatie Teoporul, din secolul I, bătătos. Existau pe atunci conservanți și euri, băgate, nu știu ce, substanță. Avem Moaște de Sfântul Ioan Botezătorul, nu? Cel care l-a botezat pe Domnul Iisus, care a zis un apostol. Erau euri și conservanți atunci și apoi diferență între mumie, adică care este conservată pe care naturală și Sfinte Moaște care n-au fost trezit prin lucrarea lui Dumnezeu. Se văd semne care le avem acolo, explicate în învățăturile bisericii. Dar omul de astăzi atât de mult s-a depărtat
de Dumnezeu, încât la tot ceea ce este Dumnezeu caută explicație, adică că așteptând ca să-L alunge pe Dumnezeu din creație și ca să negi lucrarea Duhului Sfânt în lume. Pentru că rațiunea l-a pus pe om în locul lui Dumnezeu. Omul este în centru astăzi, ca aici, pe vechea asta e ieșit în biserică, sau punem omul, îl punem pe noi în centru, sau punem preotul în centru, sau punem, nu știu, alte persoane în centru. Nu, în centrul vieții noastre trebuie să fie Hristos. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie. Nici noi, nici alte persoane. Și toate să le analizăm, să le discernem și să le facem din această perspectivă. Pentru că în această perspectivă ne poate duce cu adevărat la mântuire. De aceea să băgăm de seamă. Iată că Duhul Sfânt a întâlnit astăzi biserica. Când te mint biserica, iată, la ce destine, Sfinții Apostoli au devenit și ei biserici. Nu? Noi devenim biserici, fiecare dintre noi. Atunci când suntem purtători și Hristos. Da? Dacă v-ați uitat cu atenție în actul de trecosire al bisericii, în sfârșitul și biserica, veți vedea că sfințirea unei biserici, urba sfințirii bisericii, este ce? Slujba botezului în miniatură. Cam ce se face la botezul unei persoane, aia se face la sfințirea unei biserici. Deci, deci de aceea, persoana care se botează devine și o biserică. Să crește în Duhul Sfânt. Deci ea v-a spus de foarte multe la botez, că e foarte important lucrul acesta. Nu puneți naștea iurea la copii la botez. Ci te-ar putea să pună preotul după ce săvârșește botezul, după ce își face copilul în credință. Să-i spună naștele clar. Omule, ai în mâna ta un sfânt. Și atenție mare! În momentul în care ești postul copilul în credință și la după ce preotul te-a pus în credință, acela este sfânt! Pentru că este curățit de toate păcate. Și ai o mare responsabilitate în fața lui Dumnezeu ce vei face cu acel sfânt. Unii nu mai au ieșit din biserică și ar zice, cu țara la lac, că se sară în sus, se îmbată, și că e minunat, cu mare, și chimui, se sare ca țapul, inconștient, că era plin de mâna, a trebuit un sfânt. La primul de Hristos însă, pentru că copilul primește toate cele trei la botez. Botez, minute și purtășare. Purtător de Hristos. Nu ca naș, cu un copil în brațe, îl iei practic odată pentru pe Hristos în brațele tale. Ești că nu știi de aceasta? Îți dai seama ce faci ca naș? Și atunci poți să-l pui pe Hristos, da? Și pe, și pe mădunarul lui Hristos în mâna unui om necredincios, care nici nu știe crezul, care are o viață ieșită de Dumnezeu, ce responsabilitate are ca tată și ca mamă, ca poți fi responsabilitatea are și el. Vă dați de seamă, nu sunt lucruri simple, așa cum se fac. Deci, iată, devenim biserici de la Botez. Când aici, așa cum în biserică este lucrarea Duhului Sfânt, așa și noi trebuie să fie lucrarea Duhului Sfânt. De aceea noi păstrăm legătura netrucă cu biserica. Adică cu ce? Aici, în permanență, noi ne înnoim în lucrarea Duhului Sfânt, ne întărim lucrarea Duhului Sfânt, ne luminăm lucrarea Duhului Sfânt, da? Devenim purtători de Hristos și acest Hristos îl ducem așa cum apostolii din comunitatea unui s-a ogrând Duhul Sfânt peste ei, de vor, au dus în lume învățătura de credință și mărturisirea Evanghelia lui Hristos, așa trebuie să ducem și noi din biserică. Ceeași lucru care avem de făcut și noi. Devenim atât biserici. Ăsta-i scopul meu. Iar și iată această lucrare a Duhului Sfânt să răspundem cu noi, să o facem lucrătoare. Să lăsăm Duhul Sfânt ca să ne sfințească, pentru că noi de foarte multe ori ne opunem lucrările Duhului Sfânt în noi. Cu fel de fel de, am spus, de contabilizări, de fapt, și cum. Fel de fel de justificări atunci când nu vrem să facem faptul bun. Și acum, și la început, pentru că noi căutăm să facem regulă din creștinism doar un prilej de a trăi comod. Și atunci, faptul bun este aceea care se face atunci când ai condiții adevărată faptul bun. Adevărată să nu știe că să nu știești faptul bun în condiții
Nebriel. Aduceți la minte, Madame Dacu, ei puteau întreba la cuvinte cum se expuneau, iată, femeie care erau primele diaconice, mergând prin închisori, în timp ce creștini erau în închisoare, duceam închisoare și expunea și ea, sur, pentru că ea aveau chiar mișinea, când a început, ea nu știu chiar în părtășanea, sunt care erau acolo. Sau de-a apucat grijă de nevoile materiale care aveau, sau de sănătate și care au avut. Deci, practic, asta înseamnă, cu adevărat, un mădurar viu al bisericii, chiar dacă nu știu. Mădurar care nu ține cont și care nu are niciun fel de barieră pământească. Nimic nu poate să-i omul Dumnezeu să facă la toată. Acum nimic. Când spunem că nu, că n-am putut, că cu tare, că nu știu ce, zic că alea sunt lucrurile, ai mine, ne-am muncit. Nu lucrează Duhul Sfântul Dumnezeu. Sfinții apostoli, zic că vine că au avut și ei puterea, pentru că au fost biserici vii, să facă și-a fost Domnul Hristos. Am să vă aminte că umbra, mai umbra, spune asupra Apostolul Petru, vindeca din boală. Pentru că era biserică vie, înțelegeți? Nu mai putem face lucruri. Noi am murit o opție. Nu mai lucrează Duhul Sfântul Dumnezeu. Din nefericire. Ori trebuie să devenim din nou activ. Aceasta m-a pus devenim nu pasiv la viața bisericească. Am zis de foarte multe ori. Eu mulți creștini, dar nu știi, ortodoși care sunt. Uite ce face biserica. Nu mai vorba asta la primul. Uite ce face biserica. Bă, dar tu nu ești din biserică. Tu nu ești botezat în biserica asta. Tu, că ar trebui să facă biserica asta multe deputate, dar tu nu ești cel care face la biserică. Care e biserica? Cine vede? Dă biserica, nu cine? Cum? Chiar să se mai văd multe deputate, tot ce se fac? Tu nu ești mădurarul bisericii lui Hristos? Păi, și dar stau tot de marcă și să uite pasiv, că și că nu faci biserica. Dar tu ești biserica, doar trebuie să o faci. Care e biserica? Tu când mergi în necaz, când mergi în problemă, când mergi un cum că se află derutat în închește, că se află o parte, de să ia o atitudine în fața unui rău, tu ești, așa cum mereu. Noi mereu ne uităm ce atitudine are patriarhul față de problema homosexuală. Dar ce e responsabilitate și mai a patriarhului? Tu n-ai nicio responsabilitate, tu nu ești tot membru al bisericii. Se introduce în școală educație sexuală. Ce face patriarhia? Dar tu ce faci? Asta e întrebarea. Nu mai patriarhia sau sinodul are responsabilitate, tu nu ai nicio responsabilitate, tu ce faci? Stai pasiv și te uiți cu lăcască și arăți la putin și creștere Iisus? Asta e atitudinea ta? Asta e lucrarea Duhului Sfânt de tine? Așa e și un mădurar viu? A, tu ai într-adevăr, ai face ceva numai dacă n-ai avea ceva de suferit, într-adevăr. Dacă nu, cumva, ai o problemă, propriere, dar nu-și faci, dar dacă nu, nu faci. Asta arată clar că nu este Duhul Sfânt, că noi nu suntem statul din credință. Iar să vă dăm de seama acest lucru. Pentru că o perioadă am pus în care, iată, am ca un uit de unicești. Când vin ativ și parodia, că aici mai, în această mă rog, înțelege greșita credinței, unii i-au zis, că eu mă duc la biserica cu tare, eu mă duc la mănăstirea cu tare, eu am un om cu tare, nu știu care mănăstire. Asumă-ți crucea. Acolo unde te afli. Da? Lucrarea Duhului Sfânt este acolo unde tu trăiești, de zi cu zi. Nu poți să spui mie că tu ești creștin la mănăstirea cu tare sau domnul cu tău și pe strada unde stai ce ești, când apare o problemă. Aici e terenul tău în care lucrezi, tu ești aici, îți arăți. Iată, dacă ai, e lucrarea Duhului Sfânt sau dacă ai ucis să fie lucrarea Duhului Sfânt. Aici să arăți la locul tău unde trăiești. Nu pe strada unde ești, în familia unde ești, la locul de muncă, în parohia unde ești, acolo trebuie să fii activ. Dar fi tu ești bor. Ce am spus că mă duc în putare, mă duc în putare, mă duc în putare, lângă tine, putare vecin are putare de cartă, putare vecin ești care la un locul din sectare, ca să-l tragă la sectare, și nu-ți pasă, nu știu de asta. Deci treaba, eu mă duc la unde cu putare, nu s-a mănăstirea putare, am un om, uite eu. Dar ce faci aici? Aici terenul tot practic. Nu-ți pasă de ce sunt în jurul tău, aici unde trăiești cu fiecare zi, în locul acesta. Cum te implici în viața parohiei? Ce faci? Nimic. Pasiv,
Asta este ortodoxia pasivă. Ortodoxia și care nu mai lucrează darul lui Dumnezeu. Pentru că ei nu mai vor. De aceea, iată, cum am spus, să renaște din nou duhovnicești, în lucrarea lui Dumnezeu. Că ăsta e punctul pentru care venim la biserică, chiar de lucruri sărbătoare. Venim aici să învățăm cu Părintele Dumnezeu, venim aici să ne uităm, să ne întărim duhovnicește prin Sfintele Taine, da? Să ne îndumnezeim, să ne vinim purtători de Hristos în lumea aceasta, plină de ispite și părtărești, să ducem Cuvântul lui Dumnezeu în lumea întreagă, la cea Sfântul Apostol, să putem, într-adevăr, să câștigăm răspunsul cel bun în fața negăsii de Dumnezeu.